Un bărbat a fost grav rănit în urma unui accident rutier ce s-a produs joi 18 februarie în județul Sălaj. Nefericitul eveniment a avut loc între localitățile Bobota și Supuru de Jos. Un bărbat de 65 de ani din satul Mare, în timp ce conducea autoturismul proprietate personală, datorită neatenției în conducere, a trecut pe sensul opus de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune frontală cu un cap de pod. În urma accidentului, conducătorul auto a fost rănit grav, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.